Care este situația din punct de vedere al incendiilor de vegetație din ultima perioadă? Colegii mei ieri au filmat pe lângă Bulboaca o fâșie din preajma unui drum care pleca deja pe un lan de răsărită. Astăzi am înțeles că a fost un incendiu sau ieri seara la Cantemir, unul mare, devastator. Să ne dați informații despre aceste efecte la fel ale canicului și a omului, pentru că până la urmă se declanșează către om, în mare parte. Să aduc la cunoștință, la începutul anului până în prezent avem înregistrate 2000 de cazuri de intervenții la vegetație uscată, unde au fost afectate o suprafață de 3387 de hectare. Și ține de, în comparație cu anul trecut, avem o creștere de 51% de creșterea cazurilor de incendii la vegetație uscată. Desigur, cel mai frecvente cazuri au avut loc în regiunea centru, cum ar fi Călăraș, Strășeni, Orhei și, de exemplu, și, desigur, au fost afectate zona de sud, precum Cahul, Cantemir. Și ține de cazurile de vegetație uscată, ardere vegetație uscată, împreună cu colegii de la Inspecția Protecția Mediului, au fost întocmite 89 de procese verbale pe persoanele vinovate. Că suma proceselor verbale este de 359.000 de lei. E cazul care acum îl vizionăm a avut loc pe data de 7 iulie, înregistrat la orele 16:22, înseamnă că a fost înregistrat în raionul Cantemir, în satul Cârtop. În cazul care noi îl vizionăm, incendiu s-a produs de la gunoiște, în care s-a răspândit prin vegetație uscată până a ajuns la lanul de grâu, unde au fost afectat 12 hectare de vegetație uscată, 7 hectare de grâu. De incendiu au fost salvate 45 de hectare. Desigur, o problemă destul de mare reprezintă și poligoanele de deșeuri, în care am vrut să mă refer că de la începutul anului avem 324 de intervenții, la fel, avem o creștere de 62%, adică practic 124 de intervenții mai mult în comparație cu anul trecut. La prima vedere, intervențiile atât la vegetație uscată cât și la poligoanele de deșeuri sunt declarate de către administrația publică locală sau de proprietari că nu au pagube, însă sunt foarte multe cheltuieli suportate de către stat, îndeosebi pentru carburanții care folosesc pompierii, atât substanțele de stingere, apă și, desigur, resursele umane. Avem în derulare campanie de recoltare a cerealelor. La începutul campaniei avem înregistrate 19 cazuri de incendii, unde au fost afectate 109 hectare de culturi cereale. Desigur, în majoritatea cazurilor de incendii, asta sunt nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, la folosirea focului deschis, la tehnica agricolă, care nu tot timpul este bine pregătită pentru această campanie. Și, desigur, avem două cazuri neplăcute înregistrate în UTA Găgăuzia, incendiere intenționată. Noi recomandăm persoanelor, fermierilor, să fie prudenți ce ține de respectarea regulilor generale de apărare împotriva incendiilor, și, desigur, să fie tehnica să corespundă cerințelor la începerea recoltei. Da, vă mulțumesc. Da, deja m-ați făcut pe mine curioasă. Când ați vorbit despre cele două cazuri din UTA Găgăuzia cu incendiere intenționată, nu știu dacă puteți să deschideți paranteze, cine a provocat incendiul și de ce? La ziua de astăzi, la moment, materialele sunt îndreptate în adresa Inspectoratului de Poliție și colegii de la Poliție cercetează cazul. Aceste două cazuri sunt cercetate. Am înțeles. Eu mi-amintesc, nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți, anul trecut a mai fost un caz suspect de un incendiu masiv de vegetație în zona Nenii Noi și inițial era informația că s-a aprins de la un tren, pentru că s-a pornit exact de la calea ferată de la Șine și era în derulare încă o anchetă. Nu știu dacă s-a finalizat cu această concluzie pe care și nouă ne-au spus-o cei de la IGSU a Nenii Noi la momentul în care se cerceta cazul, că a fost o scânteie aruncată de la tren.
Ardeleni și de asta a pornit deja de jos, după care a urcat peste fâșia mică forestieră care separa calea ferată de Lan și în consecință a ajuns în Lan și după asta a fost o catastrofă masivă. Vă amintiți cazul ăsta? Sau... Deci se întâmplă, să zicem, se întâmplă des? Am avut mai multe cazuri similare. De la calea ferată, în mod special. Și la calea ferată și inclusiv și ține de vegetație uscată, desigur, foarte mult, un factor este factorul uman. Adică neglijența, utilizarea focului deschis. Eu, nu să zicem, oamenii fumează în câmp, cred că, adică, dumneavoastră spuneți neglijență, dar ca să înțelegem noi ce aveți în vedere. Fumează, aruncă țigara? Înseamnă că fumatul, așa, aruncarea mucului de țigară, aprinderea focului după ce s-a făcut curățenie pe terenurile agricole, se dă foc la rămășețele care sunt și, desigur, inclusiv incendierea intenționată a vegetației uscate.